În urma apelului inițiat de Comisia Europeană pentru depunerea cererii de finanțare privind crearea de puncte de acces public la internet wireless gratuit, municipiul Călărași s-a numărat printre câștigători. Potrivit municipalității, suma aprobată spre finanțare este de 15.000 de euro și va acoperi costurile legate de achiziționarea unor hotspoturi, adică puncte de acces wireless, în spațiile publice ce vor furniza acces la internet gratuit. Costurile pentru abonamentul de mare viteză aferent și întreținerea rețelei vor fi acoperite de Primăria Municipiului Călăraș și nu vor colecta date cu caracter personal, precizează biroul de presă al municipalității. Punctele de acces din spațiul public vor fi stabilite ulterior după identificarea zonelor cu acces permanent la o sursă de curent.